Mariana Durleșteanu, candidatul propus de PSRM la funcția de premier, este cunoscută în spațiul public după ce a ocupat mai multe funcții, atât în instituțiile de stat, cât și în sectorul privat. Anterior a fost ministru al finanțelor în guvernul grecian, ambasador al țării noastre în Marea Britanie și s-a clasat în primele 10 poziții în topul celor mai influente femei din România. Născută în data de 5 septembrie 1971 în municipiul Chișinău, Mariana Durleșteanu este un cunoscut economist și diplomat din țara noastră. Începând cu anul 1995, ea a lucrat în cadrul Ministerului Finanțelor. În perioada anilor 1999-2001 a fost director al Unității de Implementare a Proiectelor Băncii Mondiale destinate dezvoltării sectorului privat. În iulie 2001 este numită în funcția de viceministru al finanțelor, apoi, în aprilie 2002, în cea de prim-viceministru. 3 ani mai târziu, în 2004, a fost numită în funcția de președinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii și vicepreședinte al Consiliului de Administrare al Moldova Gaz. Între anii 2004-2008 a fost ambasador al țării noastre în Marea Britanie, ulterior fiind numită ministru al finanțelor în cadrul guvernului grecianei. În 2019, Forbes România a clasat-o pe locul 7 în top 50 cele mai influente femei. Mariana Durleșteanu vorbește fluent limbile ruse și engleze, este căsătorită și are 2 copii.